În parohia Adormirea Maicii Domnului din Iași au început miercuri, 2 martie, misiunile populare. Predicator pentru aceste zile este părintele Daniel Iacobuț, profesor și spiritual la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași. Înainte de celebrarea Sfintei Liturghii, credincioșii s-au rugat împreună calea Sfintei Cruci. Începem astăzi misiunile. După ce l-am invocat pe Duhul Sfânt prin cântare, îl rugăm pe același Duh Sfânt să ne ajute să ne deschidem larg inimile pentru ca El să lucreze în noi, pentru ca El să ne ajute să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem mesajul Cuvântului lui Dumnezeu, să descoperim fața milostivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu are un pântece matern, dă viață și are grijă de acea viață. Aceasta este milostivirea lui Dumnezeu, compasiunea sa, prin care simte ceea ce simte copilul. În inima fiecăruia dintre noi avem un fel de album de fotografii cu chipurile vieții noastre, întâlnirile vieții noastre, asta ne definește până la urmă. Ce persoane am întâlnit, ce chipuri ne-au semnat, ne-au marcat viața. În acel album de fotografii, în aceste zile, să descoperim chipul Mântuitorului, chipul lui Iisus. Uneori e posibil să se așterne puțin praf, alteori e posibil să nu mai aibă culori vii. Vă invit, de fapt, să chiar să-L desenăm noi, să-I redăm culoare, să-I redăm viață acestui chip. Pentru că este un lucru extraordinar de important a avea un contact viu cu chipul lui Hristos. De ce? Pentru că ne ajută să trecem peste obstacolele vieții noastre cotidiene.